15, spuneți. În 2015 a venit dânsul. Acum ce să vă zic? Eu vă zic exact ce și cum ce s-a întâmplat în cadrul federației. A venit la noi într-un birou sus și ne-a spus că ar fi mai bine să plecăm acasă. Imediat a urmat o adunare generală în care el introducea o moțiune de cenzură în condițiile în care, pentru prima dată la acea vreme, Federația Română de Tenis primea două distincții foarte importante de la Tennis Europe, anume Most Improved Nation și Best B Nation, deci pentru prima dată primeam acelea, pentru prima dată aveam și făcusem câteva proiecte extrem de importante în care mai multe zeci de mii de copii luau contact cu tenisul și în aceste condiții noi trebuia să plecăm cu toții acasă. E, noi nu am vrut să plecăm acasă. În 2016 a trebuit să facem alegeri pentru funcțiile de vicepreședinte, pentru că din câte am aflat eu sau din câte se vorbea în piață, doi dintre vicepreședinți au, de fapt, domnul Vecer de a se lăuda că la insistențele lui, probabil la presiunile lui, cei doi și-au dat demisia, participă la adunarea generală ca și candidat pentru funcția de vicepreședinte, nu este ales, iese din sală și la o zi sau două zile după începe această cascadă de procese împotriva federației. Deci da. Dacă el ar fi fost ales, cu siguranță nu s-ar mai fi întâmplat nimic, toate lucrurile ar fi de curs bine mersi. Și de acolo, boicotul noului statut și așa mai departe. Doamne Costac, vreau să revenim la acest episod pentru că este foarte interesant și grav în același timp. Spuneți că în 2015 ne puteți spune luna, vă mai amintiți? În 2015, vorbesc cu colegii mei, deci nu am absolut nicio problemă, când el a venit și, ca să vă reproduc textual, l-a luat pe primul vicepreședinte, l-a făcut vardă și a zis să plece acasă, l-a luat pe al doilea, a făcut vardă și a zis să plece acasă și mie mi-a zis textual, la prima adunare generală tu îi demiți pe ăștia doi ca să nu pleci și tu cu ei acasă, să fie o demitere de catifare. Iar eu atunci, sigur, m-am ridicat în picioare, vrând să-i spun că nu sunt de acord, m-a ținut un coleg de-al meu și de atunci a început acest război al lui cu Federația Română de Tenis. Referirea la președintele Klaus Iohannis, spuneați că s-au schimbat astrele, s-au aliniat altfel. S-au reașezat. Și că este altul președintele. A făcut vreodată referire la relația de prietenie, rudenie, cumetrie, nu știu cum să-i spun, între domnia sa și soții Iohannis? Direct nu ne-a zis niciodată. Dar odată cu totul întâmplător am un mail în care ne trimite nou un mail în care în CC este trecut președintele Iohannis. Mailul l-am, îl pot arăta oricând cui vrea. Probabil că prin acest mail a vrut să ne arate că într-adevăr are o relație deosebită cu domnul președinte. Deci stați puțin, v-a trimis un mail, spuneți, iar exact. Un alt destinatar al mailului trimis dumneavoastră era președintele Klaus Iohannis? Exact, în CC era pus președintele țării, da. Și în mail la ce se făcea referire? Nu, era un mail banal, să-i zicem. Dar ca să ne demonstreze că într-adevăr el are o relație deosebită cu președintele. În ce an se întâmpla acest lucru, domnule Costac? Probabil că 2015-2016. 2015-2016. Da, incredibile aceste lucruri pe care le dezvăluiți. Vreau să vă întreb, domnule Costac, dacă v-ați gândit să vă adresați, nu știu, instituțiilor, pentru că sunt presiuni făcute asupra dumneavoastră, asupra celorlalți vicepreședinți, în sensul în care... Să vă zic sincer, la un moment dat am avut această intenție, dar în același timp, o discuție anterioară pe care eu am avut-o cu el, în care el mi-a zis că a avut anumite probleme psihice, dar s-a tratat, m-au făcut să nu fac acestea, să pun seama pe problemele pe care el le are cu adevărat. Nu se poate să boicot, să spui în public că tu îți dorești binele, că vrei să faci ceva, să construiești ceva, iar în spate să boicotezi, să sabotezi și să încerci să ții în loc o federație și, sigur, prin federație înțelegând cluburi, copii, performanță și altele. Vă mai întreb încă ceva, domnule Costac. Vreodată președintele Klaus Iohannis a luat legătura cu dumneavoastră în această speță? Nu, niciodată. Niciodată. Din potrivă, domnia sa a fost prezent la un meci de Cupa Federației, a fost aproape de tenis. Deci nu pot spune treaba asta. Deci dânsul chiar a fost aproape de tenis. A venit la un meci de Cupa Federației și a arătat toată, nu știu, să zicem așa, deschiderea către sport.
Da, foarte interesant. Dacă ați spus că ne puteți pune la dispoziție mail-ul trimis dumneavoastră în care apărea și președintele Klaus Iohannis în CC, adică un alt destinatar al acelui mail. Foarte interesant. Domnule Chiriac, rămâneți cu noi, domnule Costac, vă rog. Domnule Chiriac, cum sună aceste lucruri? Iată, și Ion Chiriac spune același lucru, că se prevalează de faptul că este fiul lui Klaus Iohannis.